A, e destul de interesant să fii autor, să-ți vinzi propria carte la curs de stradă. Mai ales pentru mine, care nu aveam nicio legătură cu stilul ăsta de a sta pe stradă și a vinde ceva. V-am mai zis, eu publicasem cărți de drept, asta le vinde editura prin librării, deci n-am legătură cu vânzarea. Celelalte chestii pe care le-am făcut înainte, chiar dacă aveam contact direct, să zic, la un moment dat cu clientul, da, era un contact mult mai limitat decât să stai pe stradă. Da, încet, încet mi-am dat seama că sunt tot felul de chestiuțe. Trebuie să fiu atent cum vorbesc, să nu sperii clientul. Na, eu, de exemplu, când am publicat cartea, știi? Mă gândeam, zic, mai, ce face un om când se uită la o carte? Sau eu, când intru în librărie și mă uit la o carte. Bă, uit cum arată, da? Și atunci, la primul volum, am făcut această copertă la care țin foarte mult, pentru că poza de pe fundal este chiar dintr-o noapte, una dintre cele mai frumoase nopți ale mele în Vamă, din 16 august 2008. Și am ținut foarte mult să apară pe copertă. Și m-am gândit, să uită așa omul la copertă și după aceea se uită pe spate, prima mișcare. Și pe spate am pus o mică poezie pe care am scris-o tot în 2008 în Vamă, la un foc de tabără, la Kerhana în față, noaptea. Și intitulată Liber, în care eu zic că am transmis cam esența spiritului de Vamă, ca să zic așa. Sau măcar a ceea ce simțeam eu după o lună și ceva în Vamă, în vara nebună 2008. A, și mă gândeam, zic, ok, deci omul se uită la copertă, nu o întoarce, se uită la poezie, o citește și după aceea deschide cartea și citește prima pagină. Și atunci, pe prima pagină, am postat o povestioară, cea mai mică povestioară pe care o am eu și care țin foarte mult la ea, se numește Cel mai singur om de pe pământ și are o pagină, fix o pagină, are 1, 2, 3, 4, 5, 5 paragrafe. Și mă gândeam, zic, pacu, ia, o citește pe aceasta. După aceea am pus alta numită La agățat, care este un alt gen decât prima e mai poetică, așa, a doua e mai în vână, mai... Na, ca să-și dea seama că nu, povestioarele nu sunt toate poetice sau un anumit stil, ci sunt diferite stiluri și așa își face opinie. E, am aflat că nu, omul când vine așa, ia volumul și face așa. Bineînțeles că eu nebunesc în momentul ăla. Îți dai seama că e ca și cum te-ai uitat la un film, știi? Ia să mă, cum e filmul ăsta? Pui filmul și dai, forward, 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 și atunci, na, am învățat că să mă ridic și să zic, sunt povestioare, sunt scrise de mine și să încep să povestesc un pic, pentru că dacă lăsam și nu mai răsfoia așa, nu era chiar ok. Chestii foarte frumoase. De exemplu, vă dați seama, dau cartea, trec 3 ore și când vine pe plajă, cumpărătoarea vine și mă îmbrățișează cu ochii în lacrimi cât i-a plăcut pisicul, de exemplu, una din povestioare sau moșilie. Asta este chestia foarte frumoasă la faptul că am vândut pe stradă. Că am avut un contact direct cu cei care au cumpărat cărțile. Citindu-se destul de rapid. Da, 200 de pagini. Veneau atunci, sau a doua zi, sau peste 3 zile și le povesteam povestea în spatele unei povești, dacă erau interesați de lucrul acesta. Aflam reacțiile imediat și pentru mine acest lucru contează absolut enorm.